Credincioșii din comuna Ilișești, județul Suceava, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Dumnezeu este bine, dar El este și drept judecător. Este și drept judecător. Și la scaunul de judecată e frică mare ca atunci când ne prezentăm în fața unui om și ne întreabă și ne cere socoteală pentru cele care am făcut. O judecată înfricoșătoare. Ce vom răspunde? Am iubit noi pe Dumnezeu, iubim pe semenii noștri. Deci ne întreabă dacă am avut iubirea cea adevărată. Și dacă Mântuitorul, prin întruparea sa, a venit și ne-a arătat dragostea în care să trăim, tot în Sfânta sa Evanghelie ne-a arătat că este și drept judecător. Ne-a impresionat și faptul că un grup de copii de la Vatra Moldoviței, îmbrăcați în haine de sărbătoare din Bucovina, au venit și au evocat în graiul lor bucovinean slujba de astăzi, Duminica Înfricoșatei Judecăți, îndemnându-ne să fim mai buni, mai iertători și, într-adevăr, să facem faptele cele bune. Comunitatea din Ilișești are două biserici ortodoxe, având același hram, Adormirea Maicii Domnului, biserica monument istoric la care vor începe lucrările de restaurare și actuală în care se slujește. Vreau să știți, înalt preasfinția voastră, că Bucovina îi mândră și poporul cel bine credincios de aici a fost binecuvântat, având un asemenea ierarh. La final, părintele coslujitor a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor.